Contactul fizic al vizitatorilor cu operele a persoanelor, cu câini sau alte animale, biciclete, role, skateboard-uri, precum și alte vehicule cu sau fără motor, cu excepția serviciilor de salubrizare și aprovizionare, precum și a laboratoarelor mobile. Amendă contravențională de la 500 la 2500 de lei. Cum să se facă? Frumusețea operelor lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu a fost din nou umbrită astăzi de noile panouri care anunță că turiștii nu au voie să atingă operele. Autoritățile nu încetează să-și bată joc de numele marelui sculptor chiar la el acasă. Când citesc eu contactul vizual al vizitatorilor cu operele, de să nu atingem operele de artă, bun. Dar să înțelege că să nu atingem nici persoanele cu câini sau alte animale, să nu ne atingem de biciclete, role, skateboard-uri și de alte vehicule cu sau fără motor. Dar avem voie să atingem serviciile de salubrizare și aprovizionare și laboratoarele mobile. E funny, de ce să zicem? E amuzant. Ce ar putea înțelege un turist străin care știe cât de cât limba română? Că noi ne-am dat seama. Dar un Eu cred că același lucru, că orice român ar trebui să înțeleagă românește, nu? Păcat că... Adică mă gândesc că majoritatea celor care lucrează la primărie sau, eu știu, la Consiliul Județean, corectează, au niște oameni care au făcut facultate, care au făcut școală, nu? Că doar ei le-au lucrat. Primăria a luat decizia ca panourile informative să fie simplificate și înlocuite cu altele tot provizorii. A dispus refacerea autocolantelor de pe panourile informative. S-a cerut o notă informativă a reprezentanților de la Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș din Târgu Jiu și se va analiza situația sesizată de către conducerea primăriei Târgu Jiu de îndată ce, se va înainta această notă informativă. Inclusiv copiii veni să viziteze operele și-au dat seama de erorile gramaticale strecurate. E în neregulă, așa-i? Da. Corect? Ar reveni la clasă. Ce ar trebui să le transmitem? Ar trebui să le transmitem că ar trebui să revină înapoi la școală. Să revină la școală, să reia școala. Să reia școala. Da. Să învețe să scrie corect. A scris greșit. Da. Sincer, am fost dezamăgită de sistemul din țara noastră și m-am gândit că cei care ne conduc se implică în chestii foarte banale și greșesc lucruri care dau o impresie urâtă. Acum se caută vinovații care vor fi puși să plătească. Nimeni din cadrul primăriei Târgu Jiu nu a fost curios să citească sau să identifice greșelile de exprimare, astfel că cele două parcuri care găzduiesc operele lui Brâncuș au fost împânzite cu astfel de avertizmente. La nivelul primăriei s-a cerut o notă informativă celor de la Centrul de Cercetare, Promovare și Documentare Constantin Brâncuș, cel care a greșit va suporta financiar costurile înlocuirii panourilor informative. Despre panourile respective pot să vă spun că nu sunt cele definitive, sunt cele provizorii, iar cu privire la problema sesizată de către dumneavoastră, de asemenea vă pot transmite faptul că în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții poliției locale, dar și cu turiștii, s-a ajuns la concluzia că textul cu prevederile hotărârii de Consiliul Local 172 din acest an de protejare a ansamblului monumental Constantin Brâncuș de pe panourile respective trebuie să fie mai simplu, mai ușor de înțeles de către trecători. S-a dispus refacerea autocolantelor de pe panourile informative respective. Acest lucru nu s-a înțeles foarte bine de persoanele cărora le-a fost trasată această sarcină și deși textul a fost modificat, formula aleasă nu a fost, iată, una care să ducă la rezultatul scontat. S-a cerut refacerea panourilor și acestea tot din bani publici. În urmă cu o săptămână, conducerea primăriei Târgu Jiu cerea polițiștilor locali ca pe sub poarta sărutului să nu mai treacă turiștii, interpretând greșit hotărârea de Consiliul Local care interzicea atingerea operelor.